Spiridușul Caietului. Ceasul bătu de 12 ori. Era miezul nopții. În camera întunecată și liniștită, lucrurile au început să prindă viață. Ghiozdanul Andrei se deschise. Înăuntru se aflau aliniate cărțile, caietele pline cu cuvinte, penarul și carnetul de note. Comandantul caietelor, un spirituș, trecu în revistă cuvintele aliniate pe rânduri și își smulse tichia de pe cap de disperare. Literele nu stăteau aliniate deloc cum ar fi trebuit, nemai vorbind că cele de un fel nici nu semănau una cu alta. Una era înaltă și slabă, cealaltă era în schimb așa bondoacă de cădea de pe linie. Unele parcă stăteau pe vârfuri, iar altele parcă erau tocite. Una se înclina spre stânga, iar alta spre dreapta. Ce dezordine! Andreea nu se pricepea să scrie frumos. Scrisul ei nu era deloc caligrafic, chiar dacă era caietul de caligrafie. Avea, de fapt, o problemă. Se grăbea prea tare și, din această cauză, nu prea îi reușeau literele. Atenție! Spiritușul se înfurie. Un, doi, un, doi, un, doi. Și continuă să facă gimnastică împreună cu bietele litere până când fiecare se îndreptă, se alinie și deveni așa cum trebuie să fie o literă adevărată. Începând din acest moment, am să vă verific zilnic, spuse spiritușul hotărât. Dar nu noi suntem de vină, ripostară literele. Andreea e de vină. Ea e grăbită. Spiritușul se încruntă gânditor. Să stați așa cum v-am pus, le spuse literelor. Când vă va vedea așa frumos aliniate, își va da seama că trebuie să nu se mai grăbească.